elevi de clasa 10-a, studiem astăzi o nouă unitate de conținut, Migrătorii în spațiul românesc. Face parte din unitățile de învățare, formarea popoarelor și statelor medievale. De fapt, toate influențele pe care le avem astăzi în cultura noastră materială și spirituală, de-a lungul timpului ne-au fost lăsate de neamurile care s-au perindat prin acest teritoriu. Primele migrații au loc încă în epoca antică, iată de ce subiectul este extrem de important pentru a fi cercetat. Vom dezvolta 4 unități de competență, prezentarea comunicărilor scrise și orale utilizând termeni, dar și concepte istorice specifice epocii, conceptualizarea continuității proceselor care au început în antichitate și au continuat în Evul Mediu, formularea opiniilor proprii referitoare la evenimentele care s-au produs și demonstrarea relației de cauzalitate din perspectiva cauzelor imediate și a celor de durată sau îndepărtate. De fapt, trebuie să evidențiem că în secolul 1-2 a erei creștine, Imperiul Roman intră într-o profundă criză internă, politică, economică, socială și militară, despre care am vorbit în cadrul altei ore. Aceste semne ale crizei se împletesc cu marea năbălire a barbarilor din exterior. Recunoaștem că în spațiul european și-au făcut apariția diferite neamuri, diferite triburi care au influențat destructiv procesul de evoluție a continentului care se desfășura deja de mai multe milenii. Cunoaștem că în Europa a evoluat civilizația tracogeto-dacică, civilizația elenă, cea latină și numeroase triburi care își înscriau propria lor evoluție firească istorică. La sfârșitul epocii precreștine sau la răscrucea ierelor, în Europa, practic toate popoarele fusese cucerite de către romani și integrate în politica social-economică și spirituală a greco-romanilor, întrucât Imperiul Roman a sintetizat foarte multe elemente grecești și le-a extins pe tot continentul. Iată de ce apariția acestor triburi barbare, care inițial însemna un termen acordat tuturor străinilor ce trăiau în afara Greciei și Romei, de data asta a înspăimântat întreg continentul european. Desigur că drumul spre Europa, aici pe hartă aveți foarte multe linii care vă arată intervențiile barbare, iar aceste drumuri trec și prin spațiul românesc, nu toate. Deci, dacă vorbim despre anglosaxoni, despre franci, desigur că ei nu au ajuns și prin spațiul românesc. Totodată, unele triburi, precum goții, care sunt originari din peninsula scandinavică și care au pornit în secolul I spre regiunea din vecinătatea gurilor de vărsare a Vistulei în Marea Baltică, au ajuns și în spațiul românesc. Inițial, ei s-au așezat între Nipru și Don, prin zona Pripetului, aflați într-o permanentă ofensivă, în prima jumătate a secolului III încep atacurile împotriva Imperiului Roman. De fapt, ei au fost una dintre principalele cauze a deciziei împăratului Aurelian de a părăsi Dacia în anii 271-275 și de a transforma linia Dunării într-o frontieră naturală a Imperiului. Vizigoții s-au instalat la est și sud de Carpați imediat după anul 295, cam până în anul 297 și vor încheia un foieduc cu Constantin cel Mare, adică își vor avea titlul de federați, prin care aceștia îi va declara de acord că în schimbul încheierii conflictelor și a menținerii angajamentului de apărare a granițelor imperiale de care erau responsabile vizigoții, vor plăti acestora o serie de subsidii. Astfel, asistăm la semnarea unor acorduri între împărații Romei și barbari, tocmai pentru a garanta continuitatea Imperiului. Și acesta este inclusiv Constantin cel Mare, care a guvernat între 306-337, împărat roman, care a promovat reforme pentru a continua existența Imperiului Roman.
În anul 376, hunii au atacat vizigoții, iar Amianus Marcellinus ne relatează cum, într-o noapte cu lună, hunii trec Nistrul prin vad, v-am lăsat aici și expresia în limba latină, dând o lovitură decisivă trupelor regelui Atanaric. Același autor continuă, înspăimântându-l de la primul atac, deoarece câțiva dintre ai săi și-au găsit moartea, l-au silit să se retragă în grabă în prăpastiile munților. Săvârșind la timp și cu grijă o întăritură de pământ, el credea că își pune la adăpost liniștea. În timp ce dădea zor lucrării, hunii se apropiau cu pași repezi și i-au zdrobit în mersul lor, dacă n-ar fi fost ingheriți de greutatea prăzilor cu care erau încărcați. Prin urmare, goții au reușit să se retragă spre podișul moldovenesc, unde au ridicat zidurile înalte și-au consolidat fortificațiile de pământ de la Ploscuțieni pe Siriert și Stoicani pe Prut. Adică, goții sunt strâmtorați de invazia hunilor, popor de origine turanică sau triburi de origine turanică conduși de biciul lui Dumnezeu Atila. În limba română s-au păstrat două cuvinte gotice, nasture și tureatcă, ceea ce ne demonstrează slaba influență a acestei comunități asupra băștinașilor. De fapt, populația locală, de asemenea ruralizată, s-a retras în spații protejate natural și creându-și obștile sătești și au continuat modul lor de viață tradițional. În cadrul obștii era rezerva obștei, un lot de pământ pe care îl prelucrau toți în comun, iar roada era destinată plății impozitelor tocmai pentru barbarii care cereau de la populația locală asigurarea cu hrană a ostașilor sau animalelor. Un alt trib care a trecut prin aceste spații sunt avarii, o populație nomadă de origine turanică care au venit din sudul lacului Baikal și ajungând în stepele Mării Negre prin secolul 6, au cerut bizantinilor să li se acorde de asemenea statutul de federație. Asta s-a întâmplat în anul 558. În această calitate i-au reușit să primească bani, dar și terenurile necesare pentru colonizare în schimbul susținerii efortului militar pentru imperiu. Justinian a promis avarilor teritorii dintre Dunăre, Sava și Drava, care erau stăpânite de gepizi. În spațiul Carpato-Dunăreanu-Pontic, o vreme, prin secolele 5-6, au stăpânit și avarii. Caracterul avar, adică destructiv, negativ, s-a păstrat în vocabularul limbii române. Un alt trib, alături de gepizi sau longobarzi care au trecut prin aceste teritorii, sunt slavii. De fapt, pătrunderea slavilor în spațiul locuit de daco-romani are loc prin secolul 6-7 și-a avut importante urmări, deoarece dominația lor politică a fost îndelungată. Trebuie să recunoaștem că slavii sunt indo-europeni și că, de fapt, sunt 9 popoare astăzi de origine slavă, sunt popoarele slave apusiene, din care fac parte polonezii, cehii și slovacii, slavii de sud, sârbii, bulgarii și croații și slavii răsăriteni, rușii, ucrainenii și belorușii. Deci, când spunem slavi, avem în vedere toate aceste 9 popoare și poate că cele care s-au așezat în sudul Dunării sau dincolo de Tisa au avut o influență directă asupra poporului român și nu triburile care s-au așezat în spatele teritoriilor unde avea loc procesul de etnogeneză. Procesul a dat o particularitate romanității orientale ce o deosebește de romanitatea occidentală unde rolul slavilor l-au jucat germanicii, adică rolul de suprastrat în procesul de etnogeneză, în Occident l-au jucat germanicii, iar în spațiul Carpato-Dunăreanu-Pontic, slavii. În momentul pătrunderii slavilor, în nordul și sudul Dunării, se construiește deja o realitate etnolingvistică. Înțelegeți foarte bine că secolul 6 însemna deja 8 secole de etnogeneză, pentru că etnogeneza și are limită cronologică în secolul 2 până la nașterea lui Hristos și s-a încheiat în secolul 8. Prin urmare, influența decisivă a slavilor este exclusă.
factorul slav totuși a dat o anumită coloratură limbii române, culturii romanice din această regiune, fără să-i modifice esența ei latină. Prin urmare, poporul român a rezultat din sinteza daco-romană, prin procesul de romanizare și asimilare a băștinașilor, cu elementul de suprastrat al slavilor. În secolul VIII, la aproximativ 200 de ani după apariția în regiune a slavilor, etnogeneza românească deja în linii mari era încheiată. În limba română s-au păstrat câteva cuvinte de origine slavă, ele alcătuiesc în jur de 17%, termene precum jupân, nevastă, lele. Termenul lele, care este foarte des întâlnit în spațiul nostru, are origine slavă. O gradă, bârnă, smântână, daltă, blid, lopată, topor, ciocan, greblă, sanie, nas și alte cuvinte. Limba slavă a îmbogățit limba română sub aspect lexical, contribuind la formarea unui limbaj specific. Adică, influența slavă se înscrie mai mult în gloto, geneză, fiind de asemenea un proces esențial de formare a poporului român, o componentă importantă a etnogenezei. Subiectul dat se integrează, recunoaștem, în cadrul etnogenezei finale și a romanizării finale, pentru că primii barbari vin, după cum v-am evidențiat, în secolul III, atunci când are loc etapa de post romanizare. Și iată, în aceste condiții de romanizare finală au loc influențele barbare asupra procesului de etno- și glotogeneză. Totodată, majoritatea cercetătorilor insistă pe asimilarea migrătorilor de către băștinași. Asta a fost posibil, în primul rând, prin cultura materială. Băștinașii aveau un grad mult mai avansat de dezvoltare. Civilizația tracogetodacică, care fusese romanizată, integrată în Uriașul spațiu romanic, a fost într-un proces de evoluție importantă, atât pe dimensiune politică, cât și socială-economică. De asemenea, asimilarea are loc prin credință, întrucât băștinașii erau deja creștinizați. Începând chiar cu secolul I până în secolul III, spațiul Carpato-Dnăreanu-Pontic a cunoscut procesul de creștinizare. Majoritatea barbarelor au cunoscut creștinismul după ce au pătruns în spațiul Carpato-Dnăreanu-Nistrean. Dar și prin gradul general avansat de dezvoltare materială și spirituală. În acest sens avem și dovezi materiale și ne referim la cultura Dridu, care s-a format prin secolul VII până în secolul XI, între Carpați și Balcani, și care conține numeroase vestigii ale continuității și, de fapt, a prezenței poporului român în spațiul nord-balcanic și nemijlocit în spațiul nord-dunărean. Sunt de asemenea numeroase mărturii scrise, inclusiv de ordin paleografic sau numismatic, dar sunt și argumente logice, pentru că procesul de asimilare întotdeauna are loc prin elementele care sunt superioare. În concluzie, evidențiem că marele migrații care în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic s-au produs, spre deosebire de alte regiuni ale Europei, aici au durat o perioadă destul de îndelungată, de peste 1000 de ani. Migrația barbarilor și etnogeneza românilor au reprezentat fenomene paralele cu anumite tangențe mai mult sau mai puțin pronunțate. Perindarea prin acest spațiu a numeroaselor neamuri migrătoare, sarmați, goți, huni, slavi, avari, bulgari, pecenezi, uzi, cumani, gepizi, unguri, etc., a generat interferențe etnoculturale și etnolingvistice care au lăsat amprente asupra proceselor de etno- și glotogeneze. Geneză, adică a proceselor de constituire a poporului și limbii române. Atât pentru astăzi, data viitoare vom analiza un subiect la fel de interesant.